Oamenii mă sună de când își au cățelul, interesându-se de cum trebuie abordat pentru prima venire acasă, pentru momentul în care va fi prima ieșire după ce și-a terminat setul de vaccinuri. Sunt foarte mulți părinți care au o dilemă, ce câine să ia copilului. Și sunt și aici diferențe, că sunt fetițe și băieți. Totul ține și de vârsta copilului. Pentru că dacă este copilul foarte mic și noi luăm un câine mare, care practic în câteva luni este mai mare decât copilul, gândește-te că pe fondul unei energii debordante poate să creeze în mintea copilului o impresie extrem de neplăcută legată de ideea de a avea un cățel în casă. Și atunci copilul va evita, copilul se va supăra de câte ori se apropie câinele de el și nu e niciun fan, practic. Și atunci trebuie să iei un câine conform vârstei și energiei pe care o au și copiii, dar totuși un câine care nu are potențial agresiv, adică poate să fie dezinvolt, poate să intre în contact direct cu copiii, să vină să-l mângâie, să-l ia de gât, să-l tragă de urechi și cățelul să nu devină agresiv. Trebuie să iei un câine de care să se bucure. Nu cu foarte multă energie, da? Că dacă este o energie ieșită din comun, practic îl copleșește pe copil și apare același fenomen de evitare, da? Și nu un câine foarte mare. Este important să ții câinele care ți se potrivește, nu câinele pe care îl vezi la televizor și care te încântă pentru că joacă foarte bine. Oamenii au de unde să aleagă. Trebuie doar să se... Practic trebuie să se consulte cu un specialist care, făcând un assessment așa în familia respectivă, poate spune, uite, ți s-ar potrivi acest câine sau acest câine sau acest câine, văzând cam care este și dinamica vieții acelei familii, văzând cum sunt și copiii. Frumusețea în dresajul câinelui, atunci când stabilești că tu conduci și el este followerul, este că îl înveți că poziția de follower are beneficiile sale. Ok? Și atunci, având aceste beneficii, câinele spune, perfect, fii tu șeful, mie îmi place aici, în poziția aceasta, ok? E bine să nu lăsăm câinii să stea în pat, să nu-i obișnuim în pat, pentru că după aceea apar, de-a lungul zilelor petrecute împreună, apar pretenții din partea câinelui vis-a-vis de acel spațiu. Așa că mai bine nu-l obișnuim din prima, îl obișnuim să doarmă lângă pat, pe covorașul lui, în pătuțul lui și să știi că viața va fi frumoasă după aceea. Ei când sunt mici sunt dominați de instinctul de hrană și atunci le exploatăm la maxim. Pentru mâncarea aceea vom deveni cei mai buni prieteni ai lui. Să putem să-l dresăm, să-i cerem să facă lucruri pentru a câștiga recompensa. Uite, eu de exemplu am ascuns câteva bucățele de recompensă acolo, vezi? În iarbă. Și el acum suferă în tăcere că nu poate să ajungă la ele și încearcă să mă înduplece, apropo de prietenia noastră, stai cu... Se roagă de tine acum, nu? Da, încearcă să mă înduplece, ai bă, prietene, apropo de prietenia asta noastră, lasă-mă și pe mine și uite, eu o să-i spun liber, hai, liber. Câinele este ca un copil pe care nu-l putem lăsa să ia decizii singur, până la un moment anume, da, când se maturizează. Câinele este un animăluț care... Stai. Câinele este un animăluț care, practic, are nivelul de înțelegere a unui copil de 2 ani. Noi, în familie, dacă vrem să avem succes luând un câine copilului nostru, trebuie să ne asigurăm că, într-adevăr, copilul își dorește acest cățel. Dacă nu și-l dorește, și doar așa o chestiune de joacă, ca a văzut într-un film, crede-mă, după aceea doar părinții o să aibă grijă de... Filmul are o influență în alegerea câinelui? Da. E bun sau da. E rău lucrul acesta? Acum ceva timp eu am avut husky siberian. Dar ce crezi? La vremea aceea husky siberian era foarte popular, așa cum sunt akita japoneză acum în zilele noastre, pentru că au fost câteva filme cu husky siberian care au avut impact și oamenii au început să-și ia husky. Da. Mai ții minte pe vremuri că era filmul de desene animate 101 Dalmațieni și toată lumea își lua Dalmațieni pentru că i-au văzut pe aceea. Și... Dar nu știu dacă a făcut bine. Să știi că la vremea aceea eram copil, dar și eu îmi doream un Dalmațian. Și oare ar fi făcut bine părinții noștri să cumpere un Dalmațian pentru un apartament? Un Dalmațian este de multe ori mult mai potrivit decât alte rase. De ce? Pentru că sunt buni, sunt prietenoși, sunt veseli, sunt
cum să spun, sunt plin de dorința aia de a fi împreună cu omul și de a face lucruri împreună. Spune-mi, Cătălin, cât e de important să existe în preajma unui om care are chiar nevoie de ajutor un câine, și mă refer la oameni cu nevoi speciale sau la copii care sunt de asemenea speciali. De-a lungul experienței mele în domeniul acesta am lucrat cu câini inclusiv pentru oameni care își trăiesc viața într-un scaun rulant. Și am înțeles din această experiență pe care am avut-o că, într-adevăr, câinele poate fi de folos. Poate aduce un plus și în plan emoțional, poate aduce un plus și în plan practic. Acum lucrez cu un domn care este de foarte mulți ani în scaun rulant și care, având un cățeluș labrador, cățelușa neieșind din curte până la vârsta de un an, și-a dorit foarte mult să iasă cu ea în lume, să iasă la plimbare, să-i fie companion. Ce-i la brâu? Ce este asta? Aici? Da. Am o telecomandă. Această telecomandă este conexiunea mea la nivel tactil cu Takeo. Pe de-a lungul zgârzii lui există un receiver. Mă ajută foarte mult acest device pentru că în condiții de libertate, în momentul în care el se duce la distanțe foarte mari, mie îmi place câinele să aibă libertate de mișcare și atunci acoperă spații foarte mari, vreau să mă asigur că îl pot influența, îl pot chema de la orice distanță.